La gimnastică din cauza unei accidentări. Nu s-a spus acest lucru, s-a spus că am renunțat pentru a-mi continua studiile, dar cumva nu este adevărat. M-am accidentat la spate, chiar înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra și cumva antrenorii, dacă eu eram accidentată, au preferat să mă dea la o parte fără să investigheze problema respectivă, că poate reușeam să mă recuperez și să ajung și eu la jocuri. Și atunci am simțit un dezinteres din partea lor și am spus, ok, nu mai are sens, pentru că mă simțeam efectiv un nimeni în sală și am zis, o să renunț. Trecerea nu a fost bruscă din gimnastică direct în sala de spectacol. Am avut câțiva ani de pauză, cred că 6 ani de pauză, nemai făcând absolut niciun efort, doar așa de întreținere. Și știu că am participat la un spectacol al circului și mi-a plăcut foarte mult și am simțit că aici trebuie să fiu și cumva a venit o continuitate frumoasă în urma gimnasticii. Chiar nu-mi imaginam că o să fiu aici, pentru că eu eram în concediu de creștere copil și când am văzut spectacolul împreună cu Marvin, am simțit că aici îmi este locul. Se muncește foarte mult și aici, chiar dacă lumea crede că la circ e doar distracție, joacă. Pentru numărul meu de echilibristică am muncit 2 ani de zile. Știu că am avut spectacole în aer liber, astă vară, și chiar îi spuneam antrenorului meu că am emoții, că nu o să fac față, că nu știu dacă numărul meu este destul de bun ca să-l prezint în fața publicului, dar cumva Vali tot timpul a fost în spatele meu și m-a împins cumva de la spate, haide că poți, ești foarte bună, o să fii bine. E o mare plăcere să lucrez cu ea, are niște calități deosebite, ceea ce și a făcut în așa fel încât să iasă produsul finit solo foarte repede. Sunt anumite etape pe care trebuie să le parcurgem. A curs foarte ușor și chiar am zis gata, este gata, îl băgăm în spectacol. Am multe de învățat, foarte multe. Spectacol, energie pozitivă, e o pasiune pentru mine, este o pasiune. Contează foarte mult. Chiar cumva nu credeam că există un job la care să mergi de plăcere și să nu îl consideri job. Să fii și plătit pentru treaba asta. Pentru mine e ceva deosebit.